cetățenia japoneză și cea americană, pentru că așa cere legea japoneză și au preferat să reprezinte în continuare la proba de dans pe gheață țara soarelui răsare. Având, cred, mai multe șanse decât dacă ar fi reprezentat Statele Unite ale Americii. Așadar, Kathy și Chris Reed. Un film celebru, 7 mirese pentru 7 frați. Antrenorii celor doi sunt Galit Chaid și John Kerr, doi foști mari patinatori. De 5 ori campionei Japoniei la dans, Kathy și Chris Reed. Foarte apreciați în Japonia pentru evoluțiile pe care le-au avut. Doi patinatori care primesc în continuare, spuneam, sfaturi de la Galit Chait, patinatoare care a concurat alături de Sergei Sakhnovski, reprezentând Israelul, medaliată cu bronz la campionatele mondiale, dar și de la mai nou retrasul din activitatea competițională, John Kerr, pe care l-am văzut alături de sora sa, Sinead Kerr, reprezentând Marea Britanie și fiind de două ori pe podium la europene, câștigând medalia de bronz. Niciun titlu important, nici o medalie importantă pentru cei doi până în prezent. Da, nu cred că au forța necesară deocamdată să aibă pretenție la o medalie, chiar și la aceste campionate ale celor patru continente. Am văzut aici, revedem setul de Twizzles, o mică desincronizare, da. Viteza nu a fost foarte mare, viteza de execuție și chiar și pașii de legătură iarăși au fost destul de simpli. El aici a terminat mai devreme,
Deci nu au bagajul tehnic necesar pentru a avea pretenții de acest nivel. Oricum, la dansul liber, cu siguranță nu îi vom vedea în ultima grupă, îi vom vedea mai evoluând mai devreme. Aici au avut norocul tragerii la sorți să evolueze în ultima grupă. Aici revedem și ridicarea circulară. Și aceasta nu foarte dificilă. Interesantă prezență la mantinelă a lui Igor Spielband lângă Galit Chait. Se pare că se va alătura Probabil. celor doi în curând. Cathy și Chris mai au o soră, Allison, care și ea patinează în proba de dans pe gheață împreună cu Otar Japardițe, dar reprezintă Georgia. Să vedem, avea un season best de 48 de puncte. Uite că au reușit să și-l îmbunătățească cu aproape 6 puncte, un punctaj de 53,97, în care îi clasează pe locul 3 în acest moment. În dreapta imaginii, Galit Chait Morachi. În stânga, Igor Spielband. Cel care s-a desprins, să spunem, de școala la care evolua împreună cu